prima greșeală pe care au făcut-o a fost când au, cu sule și trâmbițe, dacă mai țineți minte, conferința de presă, cât dâng în față erau și Ciolacu și Ciucă, când au nominalizat-o pe acea doamnă prima pe listele europarlamentare. Deci argumente științifice aduceau și cât de sigur erau pe aici, câtă aroganță. După care au luat un pumn în cap, eu cred că a fost impusă de Iohannis, așa cred eu. Și de la Bruxelles a spus, băi, ce ați nebunit? Nu, sub nicio formă. Nu aveți voi dreptul să o puneți pe aia acolo. Pai, pe doamna aia acolo. După care s-a retras brusc. Deci au luat un pumn în cap rău. Și atunci, marea doamnă candidat independent în fruntea listei sunt de fapt cei doi. Tudose și Rareș Bogdan, două doamne foarte respectabile. Prima greșeală. A doua greșeală, dom'le, n-a vrut să o pună pe Firea candidatul PSD-ului, pe Gabi Firea, care cred că avea șanse serioase. Serioase. Nimeni nu e câștigător dinainte. Astăzi nu mai are șanse când vorbim? Clar că le are mai mici. Clar că le are mai mici, pentru că s-a produs o tulburare. Singurul care a promis că va încerca să-mi rezolve dosarul a fost Victor Ponta, dosarul cu referendum. Nu vreau să spun asta, dar văd că tot mănâncă limba și tot nu se potolește. Adică eu am fost destul de civilizat și rezervat în ceea ce îl privește pe Victor. Văd că nu mai vrea. Nu, el mi-a zis că va vorbi cu nu știu cine atunci și oricum i-am zis că nu-l cred. Ai pomenit de Ingrid Mocanu. Mi-aduc aminte acum, în 2018, mi-a povestit despre o discuție pe care a avut-o cu Sorina Matei. Jurnalistă. Care la rândul ei i-a povestit că a avut o discuție cu Dumbrav. Înțeleg că Sorina Matei l-ar fi întrebat, dar cu între altele, dar cu Dragnea ce aveți? Că aduți aminte, în 2018 eram ținta numărul 1 din toate pozițiile, eram atacat de peste tot și bineînțeles simțeam și știam că e și din partea sistemului, în principal. Și zice că Dumbrava i-ar fi spus, ce tu înțelege că Dragnea este prioritatea noastră numărul 1. A cui? A SRI-ului. Orice altă prioritate e pe locul 2. Dragnea trebuie să fie terminat și îl vom termina.